din nou despre Liviu Mocan, prietenul meu, dragul meu prieten, care e o mare artist. Ce să facem? Avem și din ăștia printre noi și de cele mai multe ori uităm să-i onorăm, uităm să ne gândim că ceea ce fac este cu totul și cu totul special. O lucrare relativ simplă la ora asta, care e, de fapt, o machetă a ceea ce se găsește în turda, am înțeles. E mare, e din bronz, superb bronzul, 4 metri și nu e altceva decât o scară. O scară care, însă, te urcă și te înalță în așa fel încât te poți detașa de ea. Ideea fundamentală a acestei scări este acel zbor pe care fiecare dintre noi și îl dorește. Lucrarea asta îi place foarte mult fiului meu și de aceea Liviu mi-a dat exact uh, uh, macheta Scări, scării care este în Cluj. Da, e frumoasă, e superbă. Către stele. Către ce? Către lumina lui Dumnezeu. Și vedeți, de la fuștee de scări normale, printr-o ușiță tainică, care e de fapt o carte care trebuie să o deschizi. O carte care Deschisă, se citește. Și o carte care o deschizi, te citește. După care, hușteele se transformă ușor, ușor în ceea ce înseamnă zbor. Până la detașarea completă. Aur, bronz, superb. Te face să ridici, să te primi cu. Cu privirea de jos în sus, într-un fel ca să-ți dai seama că Existența e la fel de asemănătoare cu acest proces. Existența adevărată pornește într-un urcuș, într-un urcuș al devenirii. Fiecare vrea să devină ceva. Fiecare dintre noi avem o devenire spre care tindem. Dacă o atingem, suntem foarte fericiți. Dacă nu suntem aproape fericiți, dar avem posibilitatea să ne înălțăm. Înălțimea este dată de tot ceea ce înseamnă parcursul nostru. Simbolistic ar putea merge către coloana infinitului, către ceea ce Brâncuș ă, statuează. Deci, un lucru care pleacă de undeva, de jos și se duce în neant, în eter, se ridică în cerurile cerurilor. La fel sunt și păsările lui Liviu Mucan din această scară. Scara de la scara lui Iacov, de la El Betel, de la modul în care oameni, îngerii urcau și coborau pe ea, aici nu este nicio, nicio coborâre, ci este doar urcare. O urcare o devenire, o năzuință între, între lucrurile care rămân și lucrurile care sunt eternitate. Asta este. A rămâne însă în partea de jos e a nevoința urcării pașilor pe fiecare fuștei de scară, după care din carte ți se relevă ci, 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 ci se arată cum să înveți să zbori. Dacă vreți, este permisul de zbor pentru cei care aleg să o facă. Cartea deschisă, cartea care te citește, îți dă permisiunea, îți acordă dreptul să te muți într-un altă râmă în tărâmul celor adevărate, în tărâmul celui a care este dăruitorul a toate și care le cunoaște pe toate. De acolo, din, de la Tatăl Luminilor se coboară toate și spre, tă, spre Tatăl Luminilor tind toți și toate, vorbind dintre muritori, să atingă nemurirea o atingem din pricina a ceea ce ne, ne învață cartea, din pricina celui care este pârga celor adormiți și care ne deschide cerul. Ne-a deschis cerul, ne-a deschis cartea, ne învață să citim corect viața și atitudinea față de viață. E o lucrare absolut fundamentală pentru ceea ce înseamnă a arăta o viziune creștină, o viziune de, să zicem, trecere dinspre cele care trec, spre cele care nu mai trec niciodată. Este acel, acea mireasmă adevărată a eternității, a trăirii cu Dumnezeu, a năzuinței de a te întâlni cu El, de a fi una cu El, de a, de a fi la masa Lui, cum ne-a promis. Fie ca tot să ajungem acolo. Depinde însă cum tratăm urcarea noastră și ce înseamnă cartea ca devenire pentru fiecare dintre noi.